Salut! Astăzi am revenit cu un alt video în care am vrut să vă povestesc experiența noastră în ceea ce privește alăptatul. Înainte să nasc, foarte multă lume m-a prevenit că va fi greu, că sunt foarte multe lucruri care poate să meargă în toate direcțiile și să nu meargă așa cum trebuie. Așa că mi-am setat așteptările foarte, foarte jos ca să nu fiu dezamăgită la final. Cum a fost prima dată când l-am alăptat pe Oliver? A fost când am ieșit din sala de operație, m-au pus într-o un fel de sală de așteptare unde m-au monitorizat pentru câteva ore și m-a ajutat moașa imediat să-l punem pe Oliver la sân. Nici el, dar nici eu nu prea știam ce trebuie să facem, deși eu am făcut un curs prenatal înainte, unde ne-au explicat metode, cum să facem, ce să facem, dar asta este teoria și când a venit momentul să punem în practică, bineînțeles că este cu totul altceva și nu am reușit să-l pun la sân pe Oliver. Și ne-a ajutat moașa să scoatem colostrum din sân pe o linguriță micuță care era făcută expre pentru așa ceva și i-am dat lui Oliver ca să prindă gustul lăpticului, să știe ce e acolo, pentru ce trebuie să depună efort ca să poată să mănânce. Mi s-a părut foarte puțin, sincer, au ieșit doar câteva picături, dar mi-a spus moașa că este suficient, că bebelușii în primele zile au stomacul foarte micuț și că doar câteva picături sunt suficiente ca să se sature. De fapt, ce este acest colostrum? Nici eu nu am știut înainte să fiu însărcinată. Este un fel de lăptic care, din câte am înțeles, se formează undeva în timpul sarcinii, dar nu știu exact în care lună. Însă, unele mămici îl extrag cu câteva săptămâni, 2-3 săptămâni înainte de naștere și îl congelează ca apoi să îl dea bebelușului după naștere. Dar de ce? Pentru că se spune că acest lăptic, colostrumul, este foarte hrănitor, este foarte bun pentru imunitate, ajută la creșterea din aceste primele zile și este foarte bun pentru bebe. Eu nu l-am scos înainte de sarcină, dar i-am dat lui bebe cât timp am fost în spital și cât timp mi-a venit laptele, să zic, normal. Cât timp am fost la spital, am încercat să-l pun pe Oliver la sân cât mai des, de fiecare dată când cerea. Și oricum făceam skin to skin cam întotdeauna, așa că doar trebuia să caute unde este locul și atunci îl alăptam. Chiar dacă am făcut acest curs prenatal înainte și știam în teorie ce trebuie să facem și care este poziția ideală, mi-a fost foarte greu la început să găsesc acea poziție ideală și să reușesc să-l pun pe Oliver în poziție să poată să sugă așa cum trebuie. Mă rog, încercam să fac cât de bine pot. Ce era bine că el sugea și pe mine nu mă durea, așa că am continuat să încerc. Și de fiecare dată când simțeam că, sau vedeam că nu este poziționat așa cum trebuie sau nu e atașat la sân așa cum trebuie, îl luam de la sân, îl corectam și îl puneam din nou la sân ca să nu se obișnuiască într-o poziție aiurea și să avem probleme la final. Însă ce a îngreunat situația este că mă durea foarte tare mâna. Nu neapărat că mă durea, dar mi-erau amorțite și nu aveam putere în mână să-l țin pe Oliver, chiar dacă el, mă rog, avea 3,8 kg, nu era foarte greu, dar totuși nu puteam să-l țin. Și asta a fost pentru că deja în timpul sarcinii, dar și după naștere, mi-erau amorțite mâinile, aveam niște furnicături așa în degete, și din cauza asta n-am putut să-l țin, dar după câteva săptămâni după naștere mi-a dispărut această sensibilitate. Însă ce mi-a apărut cam 2 luni după naștere a fost o durere aici la tendon, cred, din cauza la greutate, pentru că acum deja este cam greuț Oliver și din cauza la greutate a început să mă doară și aici, dar și aici. Și atunci am fost la un kinetoterapeut, mi-a recomandat să folosesc această mânușă
ca să-mi susțină mai bine mâna. Nu neapărat o să-mi vindece durerea, dar doar ca să-mi ia puțin din durere. Și mi-a recomandat să fac și niște exerciții la acest deget ca să întăresc acest mușchi. Până la urmă, asta va vindeca această durere. Dar revenind la alăptat și la poziția în care alăptez, când am fost la spital, moașele tot veneau să mă verifice, să se uite dacă suntem bine și de fiecare dată tot întrebam să se uite dacă este poziționat corect la sân, ce aș mai putea să îmbunătățesc. Și un sfat care cred că mi-a fost cel mai folositor a fost, mi-a spus o moașă să-l aduc pe Oliver la sân, să-l pun pe el la sân în loc să aduc sânul la gura lui Oliver. Adică în loc să fac asta, să-l aduc pe el la sân. Și deși este foarte evident, mi-a fost și mie evident, ne-au spus și la cursul prenatal, însă în momentul în care alăptez și ai atâtea de lucruri să fii atentă, poziție, nu știu ce, nu știu cum, numai la asta nu m-am gândit și odată ce mi-a atras atenția, mi s-a părut că din acest punct alăptatul s-a îmbunătățit în fiecare zi. A treia zi în spital, către seară, am început să simt o presiune în sâni și când i-am arătat moașei, mi-a spus tocmai o să-ți vine laptele și, mă rog, în timpul nopții, în continuare am simțit presiune, până dimineața, deja au început să mă doară sânii, pentru că era atât de mult lapte și Oliver, cum era micuț, mă rog, el nu putea să mănânce tot laptele cât mi-a venit mie și am chemat-o din nou pe moașă să se uite, mi-a spus ar fi bine să scoatem cu o pompă niște lăptii ca să nu te mai doară. Și într-adevăr a fost mult mai bine. În ziua respectivă ne-au lăsat acasă și acasă în continuare mie îmi tot venea laptele, Oliver nu putea să mănânce cât aveam eu și m-a durut în continuare. Noroc a fost că am avut o moașă care a venit la început zilnic să mă verifice, să-l verifice pe Oliver și m-a ajutat foarte mult și cu alăptatul, dar și cu presiunea din sâni și mi-a arătat mai multe lucruri, cum să-mi scot laptele, pentru că inițial încă nu aveam o pompă acasă, doar, nu știu, după două zile am reușit să închiriem de la o farmacie o pompă și până atunci ce am folosit este această, nu este o pompă, dar o chestie cu care pot să extrag laptele manual, cred că se numește haca și m-a ajutat foarte tare. Se atașează pe sân cu un fel de presiune și iese lăpticul. Asta a fost un lucru care m-a ajutat la început. Mi s-au format și noduli în sân, care odată că erau dureroși, dar îngreunau și circulația laptelui și deci lui Oliver i-a fost mult mai greu să sugă din cauza acestor noduli și atunci moașa m-a ajutat, mi-a arătat cum să masez sânii așa fel încât să dispară nodulii și mi-a ajutat chiar foarte, foarte mult. Uitându-mă înapoi, cred că această presiune din sâni a apărut din cauza că la început, în primele zile, l-am pus pe Oliver foarte des la sân. El tot stimula să se creeze lăptic și de la atâta stimulat, mie mi-a venit tot lăpticul dintr-o dată. Și el n-a putut să mănânce, dar, mă rog, mai bine să fie mai mult decât să nu fie, așa că m-am bucurat foarte mult că avem destul lăptic cât să-i dăm lui Oliver și chiar am început să-mi congelez pentru mai târziu, dacă o să fie nevoie sau când o să meargă la creșă, să aibă lăptic de la mine. Alăptatul merge din ce în ce mai bine. Odată ce am reușit să-mi reglez volumul laptelui, lucrurile au mers foarte bine și merg în continuare. Sincer, tot așteptam când voi ajunge la acel punct unde ceva rău se va întâmpla, unde nu va mai merge așa cum trebuie, dar nu s-a întâmplat. Singura chestie care a mai apărut, nu mai știu, tot așa pe la vreo două luni, poate,
Pe unul dintre sfârcuri mi-a apărut un punct alb, care la început a fost dureros. Am documentat puțin ce ar putea să fie și am înțeles că este un canal din sân care este înfundat. Și am tot încercat să masez, să fac comprese, dar nu am funcționat nimic. Ce am observat pe urmă este că uneori dispare, alteori revine, dar nu mă mai doare, doar atunci a început m-a durut, așa că am în vedere că nu mă doare, l-am lăsat așa cum este. O să vedem mai încolo cum evoluează. În ceea ce privește poziția în care alăptez, am tot încercat mai multe poziții, culcat, pe o parte, pe orizontală, în spate sau, mă rog, lângă mine. Dar, într-un final, mi se pare cel mai comod cea unde el este, mă rog, pe orizontală. Deci mănâncă, de exemplu, din partea dreaptă și este în orizontală spre stânga. Așa mi s-a părut cel mai comod. La început am mai multe perne de alăptat. Cea pe care am folosit-o a fost aceasta galbenă, care se poate modela foarte bine unde am nevoie și atunci mi-o tot puneam, mă rog, pe partea asta, mi-o tot puneam sub braț, să-mi țin brațul, cum vă spuneam inițial, nu prea aveam putere în braț, așa că era foarte folositor să-mi pun perna aici. Mai am încă o altă pernă, asta care sincer n-am folosit-o, am încercat-o de câteva ori să o folosesc, dar nu mi-a fost comod. Pentru ce am folosit-o este atunci când am avut musafiri cu copilași, îi puneam la copii așa în față ca să poată să-l țină, bineînțeles vreau să-l țină pe Oliver și pentru asta am folosit-o. Am mai folosit-o puțin să-l punem pe Oliver pe burtică sau mă rog să fie sprijinit de asta, dar nu prea sunt fan acestei perne, o să vedem, o să-i facem cadou cuiva. De ce stau aici? Pentru că aici este locul unde alăptez cel mai des, pe canapea. Nu mai folosesc perna, de când mi-am făcut mușchi în mâini, nu mai folosesc perna și doar, de exemplu, îmi pun genunchiul sus și atunci îl țin așa sau, mă rog, în cealaltă parte. O pernă tot așa la spate, mi-este foarte comod și aici alăptăm în timpul zilei, iar în timpul nopții alăptez în dormitor, tot așa îmi pun perna la spate, mă așez sus și atunci îl pun pe Oliver la sân. Este foarte folositor faptul că facem co-sleeping, adică patul lui este lipit de patul nostru și atunci doar îl iau, îl pun la sân și pot să-l pun înapoi la somn. Este foarte, foarte util. Probabil ați văzut pe Instagram că mergem peste tot cu Oliver. Deja în prima săptămână l-am dus la cafenea și deci trebuie uneori să-l alăptez când suntem plecați de acasă. Inițial am folosit o eșarfă de-a mea sau un fular și îl puneam așa frumos să fie mai discret. Aici în Belgia, în mod normal, se poate alăpta oriunde, nimeni nu îți va spune nimic, dar mă simt eu mai bine dacă nu expun sânul la toată lumea. Dar nu mi-a fost foarte comod cu această eșarfă și cu fularul, pentru că întotdeauna mi-a lăneca, trebuia să fiu foarte atentă să cum este poziționat și așa. Și atunci mi-am cumpărat această, nu știu cum se numește sincer, care are chestia asta care se pune după cap și atunci foarte frumos mi-l pun așa pe după umăr. Aici are o chestie așa mai întărită, care este rotundă, după cum vedeți, și atunci, odată că îmi ține eșarfa în loc și odată că aici foarte frumos pot să îl văd pe Oliver în timp ce el mănâncă, dacă este poziționat cum trebuie, dacă trebuie să-l așez înapoi, intră și lui aer, pentru că uneori când e foarte cald, mi-e frică nu cumva să nu aibă aer acolo înăuntru. Și asta îmi place foarte mult, de când am luat-o, chiar am folosit-o foarte des și vă recomand în caz că alăptați și voi în public. După câteva săptămâni de alăptat, am început să observ că sânul drept este mai mare decât sânul stâng și că Oliver are preferință la sânul drept.
Și deci el stimula mai mult partea dreaptă, aveam un mânlăptic și volumul era mai mare. Asta a fost așa mult timp a fost așa, dar acum câteva săptămâni am observat că s-a cam echilibrat. Am și încercat, adevărul este că am încercat să-l pun de mai multe ori pe partea stângă ca să se echilibreze. Legat de alăptat, ne-am tot gândit în primele săptămâni cu Suzeta, cum să facem? Pentru că am citit în foarte multe locuri că atunci când alăptezi trebuie să ai mare grijă când introduci Suzeta, pentru că uneori se spune că de la Suzeta s-ar putea ca bebe să se încurce și să nu mai se mai atașeze corect la sân și trebuie avut grijă. Noi am decis să așteptăm până în săptămâna a patra, după naștere, să introducem Suzeta. Am vorbit și cu pediatrul, la fel ne-a spus, este ok din săptămâna a patra să-l introducem, pentru că alăptatul mergea atât de bine și el era poziționat ok, creștea în greutate și atunci, de atunci Suzeta ne ajută foarte mult să-l liniștim atunci când este morocănos. Dar asta, bineînțeles, depinde de la un bebe la altul. Și chiar dacă pe aici pe acolo am avut greutăți, am încercat să mergem mai departe, să facem atât cât putem. Dar în ansamblu eu consider că am avut o experiență pozitivă și mai avem o experiență pozitivă. M-am așteptat la ceva mult mai rău și într-un final ne-am descurcat, a fost ok. Oliver crește foarte bine, mănâncă foarte bine, așa că nu avem de ce să ne plângem, totul merge natural. Cam asta a fost experiența noastră cu alăptatul. Dacă aveți ceva întrebări, vă rog, lăsați-mi în comentarii sau aș fi curioasă să aflu și cum a fost experiența voastră. Poate învățăm ceva unii de la alții. Vă mulțumesc din nou pentru vizionare și ne vedem data viitoare!